Săruna, bună ziua, bine ați venit la noi la agenție. De unde ați aflat de agenția noastră? Păi de când ne-ați dat vacanța, de Paște, în Mali. Mali, exact. Da. Cum a fost? A fost super. Și acum îmi amintesc resortul, și acum îmi amintesc plajele. Și acum mai plătesc ratele. Și acum ați venit la noi la agenție pentru o ofertă de revelion. Da. Aici găsim tot ce ne trebuie. În țară de data asta. Ceva ieftin la noi în țară, 4-5 zile la Poiana Brașov. Ieftin? La noi în țară, mă scuzați. Ați jefuit o bancă de revelion în România. Da, vreau să susținem, nu? Horeca-ul din România, să susținem. Tu susții ce zic eu. Corect. Am auzit că în Costa Rica sau în Costa Brava ar fi pachete tentante. Să știți că da. Și nici nu ar costa prea mult. Mie mi-e dor de un revelion la munte, cu multă zăpadă la noi în țară. Un loc cu zăpadă în România noastră costă cam cât salariul Andrei Esca. Aoleu, atât de mult? Pe un an. Dom'le, dorim ceva tradițional românesc. Putem să vă oferim ceva din turismul monahal, să îmbinăm plăcerile cu vizitele la mănăstiri. Asta sună interesant. Da. Și unde ar fi? În Barbados sau în Seychelles? Hai acum, nu mai fă și tu pe Sfânta, dacă nu ești ușă de biserică. Lăsați-l pe domnul. Da. Ar merge o Hurghada? Nu, Hurghada nu, nu în Egipt. Merg luată toți românii, nu. Ceva mai exotic vreau. Draga mea, hai să stăm acasă, să stăm la noi în casă cu un vin fier, cu o portocală, împodobim bradul. Brad? Dacă doriți brad, vă pot aduce pe măicuța lui Fuego. Dar asta costă cât 14 zile în Madagascar, vă rog să vă hotărâți. Nu, nici să n-aud, acolo nu mai calc veci, m-au rupt țânțarii. Nu numai țânțarii, și chelnerul la chel. Hai gura. Mă rog. Draga mea, stăm acasă, comandăm de la catering, vine niște cartaboși, niște jumerni. Deschidem geamul de revelion, vedem artificiile. Pardon, știți cât costă mâncarea de revelion comandată la catering? Până în martie mănânci numai zacuz, că mai deschizi și geamurile. Factura la gaz se gonflează, ați pierdut din start. Pe atunci? Să fie Zanzibar? Să fie. 7 zile? Să fie 10. 10, ok. 10. Beneficiați și de un discount de 0,3%. Vă sun mâine când am oferta. Perfect. Mulțumim frumos. Mulțumim și pentru discount. Sărăuna, plăcerea a fost de partea mea oricând. La revedere. Mâine ne auzim. Mulțumim mult. Și asigurare? Asigurarea este inclusă în pachet. Mă asigurați că de data asta nu vine și soacra ca data trecută?